потому что у нас очень хорошие земли. Un program național inovativ privind sistemul de irigare a terenurilor agricole, redeschiderea fabricilor de producere a conservelor și achiziționarea de către stat a producției agricole de la fermierii moldoveni. Sunt câteva dintre promisiunile candidatului Partidului Șor la funcția de președinte Violeta Ivanov, lansate în fața alegătorilor din raioanele Briceni, Ocnița și Dondușeni. Ea crede că în secolul 21 autoritățile nu mai trebuie să permită vremii de afară să dicteze cum va fi recolta. Violeta Ivanov spune că împreună cu echipa sa își propune să implementeze în întreaga țară un sistem modern de irigare elaborat de un grup de cercetători care va permite agricultorilor să înfrunte seceta cu ajutorul mecanismului de captare și stocare a apelor în timpul ploilor și în urma topirii zăpezilor. Există foarte multe tehnologii moderne care sunt testate în țări unde în general nu există apă sau plouă foarte, foarte rar, cum ar fi Turcia, China, Israel, Malta și multe alte state, dar li se primește ca să culeagă roada de 2 sau de 3 ori pe an. În opinia candidatului, restabilirea activității fabricilor, dar și a uzinelor, va genera crearea unui număr mare de locuri de muncă. Ivanov mai pledează pentru asumarea de către stat angajamentului privind procurarea în avans a recoltei de la agricultori, după principiile economiei planificate. Statul trebuie să devină principalul consumator al producției autohtone. Și faptul că astăzi pe rafturile magazinelor găsim roșii din Turcia, castraveți, nu știu de unde, chipăruși din Olanda, asta este, eu cred că, o scăpare foarte serioasă. Ivanov consideră că familiile care cresc animale domestice trebuie să beneficieze de subvenții din partea statului, iar autoritățile trebuie să implementeze un program național de dezvoltare a agroturismului. Violeta Ivanov va fi numărul 5 în buletinul de vot. Eu fiind tot de la nord și fiind tot din sat,